mai, toate pomele sus pentru Thunderstruck. Toată lumea, toată lumea. Nicole Sherry. Eram îmbrăcat într-un costum de catifea, aveam 10 ani, o cămașă albă și papion roșu de catifea. M-am urcat pe scenă, am început să cânt. N-am bătășit asta cu nimeni, că tot mi-am amintit de acum o lună zile. Am cântat, era unchiul meu, Dumnezeu să-l ierte, Lulu, cu pianul. Și am făcut pe mine, din toate punctele de vedere, ambele. Și? Și de atunci știu că abia acum m-am amintit de ce totdeauna pe scenă, cu toate că păream acel individ puternic sau de ce aveam nevoie de un pahar sau o sticlă de whisky să mor pe scenă, a avut a face cu momentul ăla. Ăla a fost momentul care am început să am o relație nașpa cu scena. Întotdeauna mi-am pus întrebarea, băi, de ce am o problemă pe scenă când mă urc și am emoții? Sau nu erau emoții, era o fază de asta ciudată, nu puteam să înțeleg ce mi se întâmplă pe scenă. Oamenii de obicei, adică sunt studii făcute unde 98% din oameni au cea mai mare frică lor este the fear of public speaking, frica de a vorbi în public. Eu la aia sunt ok 100%, zic, păi dacă nu am pasta pe scenă, cum am problemă cu muzica? Și nu puteam cumva să aflu de ce. Și acum în zile mi-am să aminte de ce. Ce ai făcut în ultimii 50 de ani? Sincer, mulți oameni, majoritatea oamenilor spun că am făcut destule. Eu mă uit în urmă și simt că n-am făcut nimic. E adevărat că tu ai avut ADHD? Nu e evident că l-am încă? Nu. Ba da, că zboară mintea de acolo în continuu. La țambal am început să cânt la 3 ani, da? Și datorită, n-am spus din cauza, ADHD-ului m-am lăsat după 6 luni de zile. M-am apucat de altceva, iarăși m-am apucat de pian, m-am apucat de bas, iarăși m-am lăsat, m-am apucat de tobe, iarăși m-am lăsat. Și naiu, practic? Nici la naiu nu cred că aș fi rămas să studiez intens, dacă nu se întâmpla un mic incident la ansamblu UTC, unde am început să cânt, am făcut o greșeală și am cântat ceva greșit și m-au făcut băieți să mă simt prost. Am greșit. Atunci m-am dus înapoi acasă și am început să studiez. Asta m-a motivat să studiez. Dar n-a fost motivația potrivită, adică n-a fost din dragoste, a fost din ambiție. Și ce alte lucruri le-ai făcut și le faci datorită ADHD-ului? Păi cred că tot ce am făcut în viața mea am făcut datorită ADHD-ului. ADHD-ul nu este de fapt o boală, nu este un personality disorder. Nu este o tulburare de personalitate, este de fapt o modalitate prin care tu în momentul ăla nu ești acolo, nu ești prezent. Pentru că ți-ai făcut alte filme, adică s-a întâmplat ceva undeva în copilărie, o traumă care te-a făcut să nu fii prezent și ți-ai dorit să fii în altă parte. Și atunci asta a devenit modus operandi. Asta este explicația cumva, nu știu, științifică, că nu sunt psihoterapeut, cu toate că mi-a plăcut. Sau mă bate gândul. M-am născut într-o familie de țigani și scopul meu era să-mi depășesc condiția. Ți-ai atins scopul ăsta? Nu, nu încă. Asta încerc acum și în ultimii 2 ani de zile asta am încercat prin... mai ales de când am relația cu iubita mea, cu Cristina și cu copilul. Am făcut asta cu hainele, unde nu mai port aceleași haine de 2 ani de zile. Am doar 5 perechi de pantaloni și 5 tricouri. De fapt, cele 5 tricouri le port, pantalonii nu sunt decât 2 sau 3 care schimb în fiecare zi. Aceeași culoare. Aceeași culoare negru? Aceeași culoare, da. Și ce ales? Că e nouă culoare? Nu că e nouă culoare. Mi-am dat seama că e mai ușor să iei decizii. Adică nu mai îți încarci mintea cu alte lucruri. Și am văzut asta la Zuckerberg, Elon Musk, Obama și la Steve Jobs. S-a făcut un studiu prin care s-a dovedit că e bine să mai încarci mintea cu ce te îmbraci și cu ce mănânci. Pentru că ai doar alte decizii. Și atunci ai mintea mult mai liberă. E un lucru foarte, foarte fain, că dimineața am plecat în duș, bam, m-am dus și știu exact. Adică n-am altă alegere. E doar astea două pe care le iei. Deci asta e unul. Doi, cu schimbatul mâncării, cu veganismul, care a fost ok, cu posturile care tot la fel mă ajută și m-a ajutat pe mine să-mi dau seama cât de puternic sunt. Nu mai fumez nimic, nu mai beau nimic. Nu nimic, beau apă. Să tai din lucrurile care încercam să-mi umplu acel gol, lipsă cu el. Și atunci, odată ce tai din astea, ajungi să te pui față în față cu golul ăla.
și să te doară. Și să vezi cât poți să rezist cu golul ăsta, ia să vedem. Cât de tare e, poți să rezist până când încerci ușor, ușor să dai la o parte layers, adică cât o foaie de ceapă la o parte, să vezi de unde vine golul ăsta, de unde vine trauma asta, ce e de te-a deranjat așa de mult în copilărie, încât ai avut nevoie de toate lucrurile astea din exterior. În ultimele 5 minute, de 2 ore ai pronunțat cuvântul copilărie. Da. Cum a fost copilăria ta? Am pronunțat cuvântul copilărie că noi toți nu suntem conștienți că de acolo se trage totul, bine sau rău. Și noi toți suntem niște copii mici în corpul mari. Aveam 10 ani, m-am dus cu mama, Dumnezeu să o ierte, cu bunica mea care m-a crescut de fapt. M-am dus la Cântarea României. Sunt doar două frici pe care noi le avem când venim în lumea asta. Frica de zgomot și frica de a cădea. În rest, orice altă frică ne este indusă de cineva. Mamă, tată, unchi, perișor, mătușe, bunică, cineva. Dar în rest, noi venim doar dragoste și în primii 2 ani suntem ca o sugativă. Adică noi primim doar emoții și plus că avem nivelul la care funcționăm este nivel de geniu. S-a făcut un studiu la Harvard unde până la 5 ani funcționăm la nivelul de capacitatea noastră de geniu este până la 98%, până la 9 ani 70%, până la 12 ani 50%, 18 ani 33% și 22 de ani când termin facultatea 2%. Atunci când iei oameni cu aptitudini diferite, ce caută un Damian Drăghici, da, într-o clasă de matematică sau de fizică? Și ce caută? De nu caută că e obligat. De-aia și fugea sau de-aia a ajuns să dea și singur pe la 14 la profesorul de la de cafea sau țigări ca să treacă clasa. Vorbeam acum cu cineva mai devreme în mașină și zic, bă, dar ce căutam eu în clasa aia de fizică că nu mi-aduc aminte nimic? Adică, și în timp ce eram în clasa de fizică, țin minte că singurul lucru pe care am putut să fac, care era ritmic, era că i-am numărat profesorului ticul pe care l-avea, că făcea... Și de fiecare dată număram, zic, 144, 170, 135. Și asta era de la tobe, că știam să număr, încă, înțeles? Și spuneam, astăzi 174, ce? De câte ori ați făcut așa din gură? Uzeți-mă, venea să mă ucidă. Dar ăla nu vedea ca un talent al meu la ceam. Credea că număra asta, dar nu făcea, adică nu număram intenționat lucrul ăla. Asta mi-era mie cel mai facil. Ar fi trebuit să spună, băi, înseamnă că ăsta s-o e bun la numărat sau trebuie să fac că să facă altceva decât să facă fizică. Și ce făcea? Te lăsa repetent? Nu mă lăsa repetent, că câștigam, câștigam Cântarea României și mă trecea, înțeles că era, băi, ăsta o să ajungă bun și bine pentru țară, că era pe timpul comunismului și, adică măcar Ceaușescu sau ăia după timpul ăla, nu că știi că am fugit de comunism, măcar aveau asta, hai că e bine ca să-l ajutăm, înțeles, să-l propulsăm, că ne ajută artistic, dacă nu e bun la asta. Și te dai mită profesorilor să te treacă? Am dat mită personal. Dar că era mama deja bolnavă și nu putea să vină la școală și atunci am luat eu decizia de unul singur. Păpune, adică de ce să mai... Mama săraca, maică, mă duc eu să iau cartușul de chen după Sfântul Nicolae, știi unde era acolo, să iau tramvaiul, să mă duc până acolo. Lasă mama că am venit de la nuntă, mă duc eu, am luat cartușul de chen, vreau să-i adun profesor, pungă, vă mulțumesc frumos, știți că sunt și eu. Dar era ceva normal, adică să pună cineva mâna pe piept care, sau să jure că n-a dat mită când era mic părinților, pe timpul lui Ceaușescu. Nu cred că există. Deci atunci? Tot în timp. Lasă că aveam colegi care, bă, știi, cu găinile și cu dalea alte de la țară, adică cu ouă și cu... Rupeau, chentul meu era nimica toată. Când venea oia cu carne sau cu ouă sau cu de-astea, nici m-a interesat pe profesor. Eu dădeam chent ca să fac, iau 5. Dacă aduceai un porc, luai 10 pe linie. Bun, 18 ani jumătate. Ai terminat liceul. Am scăpat de șpăcit. De ce ai plecat, mă, Damian, din țară? Ca să nu mai dau șpăcit. Că mă sătura să nu mai dau șpăcit. La 15 ani trebuia să plec în Danemarca cu ansamblul studenților și nu mi s-a dat viză. Unchiul meu, Damian Luca, fugise din țară și eram pe lista aia neagră, știi că Elena Ceaușescu se ajungea la ea și ea era care dea viză pentru artiști. Și atunci s-a dat lista neagră pentru toată familia și nu mi s-a dat viză nici în 85 pentru Danemarca, nici în 86 pentru Italia, nici în 87 pentru altceva. Și atunci am luat eu decizia singur de la un prieten care am auzit să fug și am fugit. Cum ai fugit? Cum să fuge? Oai, cu trenul te duceai până la Timișoara, te duceai la Dubeta Sunului Severin și... Da. Spre Iugoslavia, nu? Spre Iugoslavia, exact. Și acasă ce le-ai spus părinților? Nu le-am spus nimic, nu le-am spus nimic. De la cât de fricoasă era țigan, că ar fi făcut un infarct. Adică așa măcar făcea infarctul când am ajuns acolo. Și ai ajuns în Iugoslavia. Da. Și mai departe? Am mers pe jos, știam că trebuie să mergi noaptea, că dacă te prindeau ăștia pe timp de zi, te dădeau înapoi pentru 3 vagoane de grâu.
Și am mers pe jos, a ajuns... Și am ajuns în Grecia, unde primul lucru pe care l-am făcut a fost să scos naia afară, să cânt pe la mese. Și am continuat așa un an de zile. Am început să... vorba aceea care se spune cerșit, ăla era cerșit, pentru că, de fapt, cântam pe la mese ca să câștig un ban. Deși e un pic ciudat, că mă gândeam, în Grecia, naiu, e o altfel de muzică, aprins. Nu, dar eu nu cântam muzică grecească, atunci cântam ce știam și eu, adică ce, muzică românească sau ceva, învățasem tatirarararam, tararam, trei piese sau ce era, ca să pot să, ca cerșetor, nu cântam muzica lor, cântam orice pe la mese ca să pot să primesc o dracmă sau 100 de dracmă sau ce era. Da, și ai stat destul de mult și în Grecia. Am stat un an de zile ca cerșetor de bază, de profesionist. După care am început să fiu organist. M-am însurat atunci în Grecia, am avut și un copil și am început să cânt la buzuchea cu orga. Foarte frumoasă e fata ta, 27. Mulți înainte să trăiască. Seamănă cu tine? Seamănă cu mine, seamănă. Și același caracter? Și... Nu, e un copil bun, e un copil liniștit. Te-ai căsătorit, te-ai făcut om la casa ta, ai făcut și un copil, dar nu te-ai liniștit. Eram într-o căutare artistică, care știam că pot să fiu mai mult decât un muzicant într-o cârciumă. Ajunsesem să fiu exact ce auzeam de la familia mea. Mamă, să cânti într-o cârciumă mișto, în străinătate, câștigi bani, frumoși, parfumați, nu cânti la nunți, ești bine, ești respectat. Și ajunsesem să fac asta. La un moment dat, în 94, câștigam aproape 10.000 de dolari pe lună. În 94. Lună de lună. Aveam 30.000 de dracme. Erau 200 de dolari, nici mai știu. O grămadă de bani și câștigam o grămadă de bani, dar nu eram fericit, pentru că nu asta era ideea, adică vreau să fiu undeva unde lumea ascultă ce cânt eu. Nu eu să cânt și lumea să danseze sau să mănânce sau să se audă furculițe și asta nu... Acolo cred că s-a făcut un declic unde mi-am dat seama că nu vreau să mai fiu doar un... Nu vreau să spun greșit, că și lăutarul este o formă de artă. Nu vreau să fiu doar un lăutar sau pur și simplu un individ care cântă într-o cârciumă. Mai înțeles și lumea, da. Vreau mai mult, vreau să fiu artist. Și acolo s-a făcut trecerea unde am vrut să plec în America. Mi-am deschis un restaurant, că n-aveam bani pentru Berkeley. Am auzit de Berkeley. Berkeley costa, am auzit în capul meu, că nici nu știam, l-am găsit pe o hârtie, scria Berkeley College of Massachusetts și credeam că ai nevoie de milioane să ajungi la Berkeley și ziceam, n-o să ajungi niciodată, un țigan, m-a spus și niște colegi de-ai mei. Adică asta e foarte bine. De obicei știi cum e. Cei 5 din jurul tău, arată-mi cine sunt cei 5 din jurul tău și îți voi spune cine vei fi peste 5 ani. Și aia îmi spune, tu nu o să ajungi niciodată la Berkeley, că n-ai de unde să ai bani. Eram în Iane, într-un oraș mic în Grecia, normal. Și mi-am deschis o cârciumă ca să strâng 10.000 de dolari să mă duc la o altă școală din America și am dat faliment de 100.000 de dolari la cârciumă. Și am muncit încă 2 ani de zile ca să plătesc datoriile și după aia m-am dus în Atena, am dat examen, am aflat că Berkeley vine cu o echipă în Atena să recruteze talente. Am dat examen și am câștigat o bursă integrală și am ajuns la Berkeley. Și ai ajuns din nou să trăiești un vis? Era un vis pentru mine, pentru că doar să-mi iau viza de America, mi s-au, cum să zice... Mi s-au muiat picioarele, nu numai asta, am stat o oră și plângeam în fața ambasadei. Serios? Da, era deja trecuseră 7 ani de când fugisem de România. Tu de câte ori ai plâns în viață? Atunci și pe aia am mai plâns vreo 20 de ani, până acum un an, până s-a născut băiatul. Dar atunci n-am putut să mai plâng, pe bune, adică au fost ani de zile care am plâns, e bună asta. Dar atunci chiar a fost un moment extrem de plâns, de la de fericire, dar îmbinat cu durere, nu știu cum, pentru că așa de înfocat eram de visul ăsta. Am ajuns în America, am ajuns la Berkeley, s-a îndeplinit un vis foarte mare și de acolo au început cumva să se îndeplinească mai multe lucruri, mai multe vise care le aveam. Să colaborez cu muzicieni, să termin Berkeley, să încep să cumva să realizeze mai multe din visele mele, să încep să cânt jazz la nai, să înregistrez albume, să colaborez Grammy. Cu primul cu artiști. Artist român care a câștigat premiul Grammy. Da, să colaborez cu diferite artiști și dar aici mi-am dat seama undeva că este o problemă. Cu fiecare succes pe care îl realizam, imediat eram de fericit. Și mi-am dat seama, am început să-mi dau seama că e o problemă cronică. Că, de fapt, înseamnă că nu-l fac de motivul potrivit. Abia atunci am început să fiu conștient. Analiza și toate astea a durat încă 15-20 de ani ca să aflu după aia și de la terapeut și de la alții care era problema. Pentru tine, America înseamnă doar succes artistic?
Da, aș vrea să spun da. Vorbești foarte sincer, deschis în toate interviurile. Când vine vorba despre America, ești un pic, nu știu... Da, pentru izolezi subiectul. Păi da, izolezi subiectul, pentru că eu de când m-am întors în România cumva, am făcut... Am intrat pe drumul lui Damian Brothers și am lăsat viața să mă ducă cum merge viața. În America eram eu în control al vieții mele. Făceam eu proiectele care, adică cum vroiam eu. Și mă întrebam, oare ce s-a întâmplat cu tine în America de ai tendința asta de a pur și simplu America și atât, și Damian Brothers și Grecia și alte lucruri care ți s-au întâmplat sunt puse parcă pe un alt plan. Cel puțin așa am perceput eu, dacă e așa? E foarte corect, e foarte corect. Cumva am închis capitolul pentru că m-am simțit ca și cum n-am mai ținut standardul meu în ceea ce, în ceea ce am făcut după aceea, mai ales că sunt genul de om cameleonic care mă implic, adică cu Damian Brothers am venit la 70 de kg și m-am făcut la 130 de kg, în tot ce mă bag și sunt 100%. Cumva în state totul era făcut ca la carte și făceam exact cum trebuia, mai înțeles, adică făcut... Și aici m-am lăsat... Așa cum merg lucrurile, să fiu artist, să fiu cum merg lucrurile, cum merge viața pe firul, sau cum se spune, ăsta al apei, cum curge râul. Lucrurile și din punct de vedere artistic, poți să le faci 100% și aici și oriunde, dar odată ce ai lucrat mult timp în America, restul și cei din industria noastră, și a voastră, și din muzică, și din film, și asta vor înțelege ceea ce spun. Poate publicul general nu va înțelege, dar cei din industrie o să înțeleagă, tot celălalt se pare un compromis. Pentru că este totul la un așa standard nivelul, încât după aia totul este ca o joacă. Adică trebuie să fie totul atât de sus și atât de bine făcut, încât restul este o joacă. De aia și pun America într-o dimensiune diferită, cum ar fi, dacă ar fi să vorbim de dimensiuni, pentru că tot ce fac în ultimul an este doar o joacă. Adică și de-aia de multe ori am o problemă cu mine, când spuneam, da, Damian, te apreciem ceea ce faci. Da, adică mie mi se pare nici nu înțeleg, deci apreciază ce fac acum, e joacă, adică nu e un efort. Acolo chiar făceam un efort să fac lucrurile la nivelul ăla. Și când am vrut să fac asta, am plecat în 2010, am închis Damian Brothers și am plecat un an de zile în state, după ce am avut Damian Brothers și am făcut American Dream. Unde am stat un an de zile izolat, am studiat câte 16 ore pe zi și am avut o realizare, am făcut un album de care sunt chiar mândru. Dar aia a însemnat dedicație 100% și făcut la nivelul ăla, adică la cel mai înalt nivel. După care te-ai reîntors acasă. Da. Nu că nu l-aș fi prea bine, dar v-aș vrea doar pentru mine. Există viață și departe de aici, lăsați-mă să vă las fără servici. Domnișoară, domnișoară, iar mă prinde ora 5. Aș vrea acum să vorbesc despre cele două cadouri pe care ție ți le-a oferit Dumnezeu, Niculina și Andrei. Da. Și nu numai. Mulțumesc frumos pentru Niculina și Andrei, dar în primul rând mulțumesc că eu exist. Pentru asta sunt recunoscător și mulțumesc că eu exist și am putut, bineînțeles, să primesc cadourile astea, dar în primul rând că eu exist din condițiile în care am plecat. Adică am văzut toate, nu știu dacă ai văzut filmul ăla pe YouTube, cu unii care erau puși la o linie și fiecare, depinde ce n-au avut în viața lor, trebuia să mergi mai în spate și mai în spate și mai în spate. Linia mea era în spate, rău de tot. M-ai înțeles? Și n-am avut o hartă și a trebuit cumva să-mi găsesc singur drum. Când, despre ceea ce am râs la început, când tu ajungi, asta se numește, spunea Spielberg odată, maturitate timpurie, adică când tu ajungi, de exemplu, la 13 ani, să dai singur șpagă la profesori, îți dai seama cât de bătrân ești? Da, hai să zicem matur. Da, adică ești matur, că îți dai seama, la 13 ani tu ești la fel ca la 25. Correct. Și atunci îți dai seama că tu deja la 16-17 încerci și faci lucruri. Când tu la 12 ani aduci bani în casă, când tu te duci și te vezi cu colegii tăi pe 13 septembrie, ăia cu părinții vin să-și cumpere haine și penar și îți cumpere banii tăi. Lucrurile astea le iei cumva și încerci, adică faci tot ce poți să faci să te descurci. Tu, pe de altă parte, având înăuntru tău o minte și o personalitate de copil și fiind foarte copiloros, dar trebuind să faci lucrurile, adică să iei în piept lucrurile adevărate ale vieții. În urmă cu, cred că 2 sau poate, nu, cred că 3 ani ne-am întâlnit și te-am întrebat de Niculina, fiica ta. Și mi-ai spus foarte senin și foarte convingător, nu, eu nu o să mai fac copii.
După care am auzit cu bucurie că a apărut în viața ta Andrei. Am fost condiționat să gândesc așa. Nu, era o vorbă pe care am luat-o în serios și vedeam cum era la mine familia. Și am auzit asta de mic copil, am auzit că cine are să-i trăiască, cine nu, să nu-și dorească. Da, am auzit-o și eu, dar... Da, mai era vorba, aoleo, încă un copil trebuie să punem iarăși o oală, încă o cană de oală la ciorbă. Mamă, cu noi ne scurcăm, nu știu ce. Țin minte că am ajuns în America și într-un context cu niște prieteni mei am fost invitat la un baby shower. La noi, eu țin minte când s-a auzat... La noi, în lumea în care am trăit eu, când s-a auzat că a rămas cineva gravidă, era, aolea, a rămas gravidă, cum face, nu știu ce. Și aia ziceau, vai, facem baby shower, că a rămas gravidă, și se bucurau. Zic, Tomi, ăștia sunt nebuni. Adică, ca să înțelegi diferențele. A fost o problemă de condiționare, adică felul în care am văzut lucrurile. Adică, dacă ai copii, nu poți să faci lucruri în viață sau nu cumva... Eu am și fost crescut. Aici vreau să fac un... Aș vrea să menționez ceva foarte important. Eu am sărit o generație. Și e foarte important din punct de vedere epigenetic, dacă cuvântul ăsta nu știu că e în română mai nou. Sunt foarte multe studii în state și e un tip care vorbește despre asta foarte mult, Gabor Mate, din Canada. Eu am fost crescut de bunicii mei. Deci, eu am sărit generația oamenilor care sunt născuți în anii 50. Pe maică m-am născut pe taică, nu biologic, da? Deci eu am fost crescut de oameni care erau născuți în 20 și au trecut prin război. Deci fiecare lucru pe care l-auzeam în casă, l-auzeam de la ei care spunea, mai mănâncă ceva, mai mănâncă puțină grăsime sau untură. De ce? Pentru că vărmul ăla care era mai gras a murit mai târziu decât ăla care era mai slab în timpul foametei din război. Deci am crescut cu oameni în casă care veneau cu frica războiului și cu toate întâmplările, cu toate traumele de război. N-am fost crescut de generația de după. Și atunci și asta cu copiii și tot... Adică văd lucrurile din 1940, când aveau 20 de ani în adolescență, sau 1935. Nu le văd din 1965. Da. Damian, deci ceasul vieții e așa. Tic, 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 se apropie de 50. Da, nu există ceas al vieții. Asta aveam să te întreb. E greșit? Da. Sau nu? Nu, este conceptul nostru despre ceas și despre asta este total greșit, nu există așa. Că nu există timp. De fapt, nu există timp. Nu. Mai ai timp pentru concert? Mai ai timp de repetiții? Nu. Mai ai timp să-l pregătești așa, nu. Ca la carte? Nu. Și ce să-ți faci pe 31 martie? Păi, trebuie să mă apuc să-l pregătesc, dar din cauza anxietăților mele, nu-l pregătesc, nu mă apuc să-l pregătesc, că știu cum sunt. ADHD-ul meu, personalitatea mea de alți ani de zile, toată echipa îmi spune când te apuci de asta și eu încerc să evit și mă ocup de orice altceva ca să-mi creez starea aia de stres, să mă facă să lucrez bine sub presiune. Deci deja știu asta despre mine, dar n-am cum să o evit. Pentru că fără presiune nu pot să lucrez. Și în momentul când vine presiunea, doar atunci când încep și simt cuțitul la gât, atunci lucrez mai bine, atunci pot să livrez mai bine. Și atunci ai și lucrurile cele mai frumoase. Nu știu dacă ai lucrurile cele mai frumoase, dar doar așa știu că pot să lucrez foarte bine și oamenii pe lângă mine m-au învățat. Vă mulțumim!